România cere ajutor la Bruxelles pentru sectorul laptelui și cel al cărnii de porc. Solicitările s-au făcut astăzi în cadrul Consiliului Uniunii Europene Agricultură și Pescuit. Țara noastră se alătură astfel demersului Poloniei, care, în plus, solicită și sprijin pentru promovarea și încurajarea exporturilor. Polonia va face o informare referitoare la dificultățile cu care se confruntă sectorul cărnii de porc, în urma embargoului impus de Federația Rusă, dar și cel al laptelui, iar România va adera și va susține acest demers. Polonia solicită lansarea unor mecanisme pentru promovarea și încurajarea exporturilor, inclusiv restituții la export, deși Comisia a afirmat că nu o să mai dea astfel de măsuri. De asemenea, va cere ajustarea pragurilor de referință și a prețurilor de intervenție în sectorul laptelui și ajustarea perioadelor de punere în aplicare, precum și identificarea de noi piețe și eliminarea barierelor netarifare în calea comerțului, a subliniat Achim Irimescu, ministrul agriculturii, citat de Ager Press. Pe ordinea de zi a Consiliului Uniunii Europene sunt incluse și subiecte ce vizează domeniul pescuitului, mai exact propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind managementul durabil al flotei externe de pescuit. Aceasta se referă la flotele statelor membre care activează în apele din afara Uniunii Europene, dar și la flotele care activează în apele de sub jurisdicția națională, așa cum este cazul României. Alte subiecte de pe ordinea de zi vizează aspecte legate de comerțul internațional, informații despre agricultura ecologică, strategia privind cercetarea pe termen lung, precum și febra porcină africană. Veste bună pentru fermieri. APIA încearcă să plătească într-o singură tranșă subvenția la motorină pe trimestrele 3 și 4 din 2015. Banii ar putea ajunge și în această săptămână în conturile agricultorilor. Prioritatea are însă restanța de 48%, aferentă cantității de motorină din trimestrul 3 pe anul 2015. Vedem, după ce facem centralizarea tuturor cererilor, dacă reușim să terminăm astfel pentru a putea ști cantitățile și sumele exacte. Intenționăm să acordăm și pe trimestrul 4. Dacă nu se poate să facem ambele plăți, adică tranșa a doua din trimestrul 3 și tranșa integrală din trimestrul 4, atunci vom achita doar banii rămași din tranșa a treia și după aceea sigur că vor ajunge la agricultori și restul banilor, a declarat pentru agrointel.ro Ioan Merca. În ultima ședință de guvern, cea de săptămâna trecută, executivul a aprobat suma de 338,8 milioane de lei, mai puțin față de anul trecut, când suma a fost de 377,4 milioane de lei, pentru plata ajutorului de stat în anul 2016, pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură. Primii bani europeni ce vor putea fi accesați prin PNRR în 2016 vor fi disponibili prin două măsuri ce se vor deschide chiar de luna aceasta. Vorbim de măsura sprijin pentru formare profesională, precum și de consiliere în implementarea planului de afaceri. Anunțul a fost făcut de secretarul Sorin Radu din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, potrivit agrointel.ro. Oficialul a arătat că urmează apoi toate măsurile care au fost funcționale și anul trecut. Pentru luna martie sunt programate alte 6 măsuri de finanțare, urmând ca în aprilie sau mai să se lanseze sub măsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. Potrivit oficialilor din Ministerul Agriculturii, în luna iulie va fi lansată sub măsura 6.5, schema pentru micii fermieri. România a ajuns să piardă mai mult de jumătate din lucrătorii în agricultură în ultimii 10 ani. Țara noastră deține în total 9,4 milioane de hectare de teren arabil, iar pentru a lucra întreaga suprafață, în urmă cu 10 ani era nevoie de 2,5 milioane de persoane. Numai că, din 2005 până în prezent, numărul acestora a scăzut la 1,3 milioane de persoane, adică aproape s-a înjumătățit, după cum arată datele ziarului financiar. De vină nu este reducerea activității în agricultură, căci în continuare se cultivă pe toată suprafața arabilă, ci mai degrabă acesta este un efect al comasării terenurilor și al investițiilor pe care le-au făcut marii producători în ultimii ani. O altă cauză a scăderii numărului persoanelor ocupate din agricultură vine și din libera circulație în câmpul muncii, de care beneficiază România de la aderarea la Uniunea Europeană în 2007. Multe persoane din mediul rural au ales să muncească în agricultură, dar în țări precum Spania sau Italia, unde salariile pentru muncitorii necalificați sunt în jur de 1000 de euro. Legea vânzării terenurilor agricole îi nemulțumește pe mulți dintre fermierii români. Din acest motiv, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România solicită Ministerului Agriculturii rediscutarea actului normativ, informează specialiștii de la pagina de agricultură. Potrivit lui Laurențiu Baciu, liderul fermierilor, Bruxelles consideră că teama vânzării terenurilor către străini este o problemă națională și nu comunitară. La această concluzie a ajuns liderul după ce a realizat mai multe petiții în care i s-a dat acest răspuns. Sub umbrela regulamentului european, practic este o scuză putinței celor care ne conduc, a spus președintele Lapar, citat de pagina de agricultură. Numărul suprafețelor agricole cumpărate de străini în ultimul an a crescut, iar liderul fermierilor susține că acum aceștia achiziționează ferme întregi, fapt care ar trebui interzis.
Domnul Roceanu, sunteți directorul Direcției Agricole din județul Mehedinți. Țara noastră a obținut derogare pentru folosirea neonicotinoidelor. Aș vrea să vă întreb ce părere aveți noastră ca și specialist despre acest aspect. Știți că anul trecut au fost o problemă controversată aceasta, adică fermierii erau mulțumiți, dar pe de altă parte apicultorii spuneau că le-au murit albinele. Din punctul meu de vedere, în acest subiect este următorul. Substanțele sunt câteodată necesare pentru tratarea semințelor de porumb și farfalo în special, dar dacă tratamentul se face în condițiile prevăzute de lege, se respectă toate normele de siguranță, nu cred că vor fi probleme pentru crescătorii de albine. Pentru că a respecta toate condițiile de siguranță înseamnă toate verigile tehnologice, tratamentul seminței, semănatul și toate lucrurile făcute în condiții de siguranță. Și atunci insectele polinizatoare, albinele în cazul nostru, nu vor avea de suferit. Pe de altă parte, dumneavoastră credeți că fără aceste substanțe nu s-ar putea obține producții la fel de mari, adică sunt indispensabile culturilor de primăvară? Sunt anumite zone în România, special în sud, unde atacul găgăriței porumbului și a furisărului este destul de puternic în anumiți ani și atunci semințele trebuie să fie protejate prin tratamente cu insectofungicide care să le mențină sănătoase și se poate răsări în continuare. Și de asemenea și să protejeze în cursul vegetației la început de atacul rătișoare, care este foarte periculos. Totodată știm că în această perioadă direcțiile agricole din țară stabilesc normele de venit pentru fermieri. Ce ne puteți spune despre aceste norme de venit la nivelul județului Mehedinți? La nivelul județului Mehedinți au fost stabilite aceste norme de venit conform legii și prin consultarea asociațiilor profesionale și au fost înaintate direcției regionale de finanțe publice Craiova. Putem spune că s-a rezolvat această problemă la nivelul județului nostru. În linii mari, impozitul pe care trebuie să-l plătească agricultorii va fi mai mic decât anul trecut sau se menține la fel? Vor fi valori puțin mai scăzute pentru că, știți, se calculează prin media ultimele 3 ani de producții, iar 2014 fiind un an cu producții mai mici, automat și veniturile au fost mai mici și respectiv norma de venit calculată va fi mult mai mică anul acesta. Ultima mea întrebare, domn director, aveți un mesaj de transmis pentru fermierii din județul dumneavoastră, ceva ce credeți că ar fi foarte important să afle prin intermediul nostru? Întotdeauna mass media a fost un ajutor de nădejde al nostru, am diseminat informația în teritoriu prin intermediul nostru. Mesajul nostru este să continue să facă agricultură cu dragoste și pricepere, să folosească cunoștințele pe care le au și unde nu se descurcă să întrebe specialiștii și să facă agricultura adevărată, să respecte tehnologia, pentru că dacă fac acest lucru vor avea pierderi puține și vor obține producții bune care să le permită o bună dezvoltare. În această perioadă va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod normal. Totodată se întrevăd precipitații sub formă de ploi locale, însoțite de intensificări temporare ale vântului în majoritatea zonelor de cultură. De asemenea, în prima parte a intervalului se pot înregistra cantități de apă mai însemnate din punct de vedere agricol. În cultura grâului de toamnă, rezerva de umiditate accesibilă plantelor pe adâncimea de sol 0-100 de centimetri se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în aproape toată țara. În general, la speciile de și cele pom viticole se va continua starea de repaus vegetativ. Totodată, condițiile agrometeorologice prognozate vor determina reluări lente și temporare de vegetație, îndeosebi la culturile de toamnă din zonele de câmpie. În toate plantațiile pomicole și viticole se va continua stadiul de repaus biologic. Specialiștii vin și cu o serie de recomandări pentru această perioadă. Astfel, trebuie verificată vigurozitatea plantelor la speciile de toamnă, precum și a mugurilor de rod la speciile pom viticole. În același timp, trebuie să se facă tăierile de rodire și regenerare, precum și să se aplice tratamentele fitosanitare în vii și livezi.